Bun găsit tuturor! Al 10-lea semn din zodiacul superior este Nava și este situat la granița dintre Rac și Gemeni. Planetele cheie sunt Chiron și Mercur, care ar trebui să stea la granița acestor semne, împreună cu alte planete, în special Soarele sau Luna. Acești oameni iubesc libertatea mai mult decât orice altceva în lumea binecuvântărilor. Misiunea oamenilor născuți sub semnul zodiacului superior Nava este cunoașterea necunoscutului, înțelegerea a tot ce este nou, descoperirea pământurilor necunoscute. Conduși de energia ușoară și scoditoare a lui Mercur, conducătorul acestui semn, ei sunt gata să depășească obstacolele, să navigheze către vise și noi orizonturi. Oamenii Nave sunt deschiși și sociabili, au un intelect și intuiție bine dezvoltate. Adesea, ei știu exact unde să navigheze și ce vor găsi acolo. Bazându-se în mare parte pe calitățile lor intuitive, acești rătăcitori curajoși din viața reală au perspicacitate pentru afaceri, capacitatea de a calcula și analiza rapid circumstanțele. Pentru unii, aceștia pot părea frivoli, nesiguri, dar acest lucru este doar la prima vedere. Ei au propriile lor obiective clare în viață, farurile lor în dragoste, profesii, viață de familie. Spiritul rătăcirii, străduința veșnică, înainte îi pot face călători rătăcitori. Dar asta se întâmplă exact până când oamenii Nave se vor decide asupra unui scop personal, vor împrăștia negura iluziilor, temerilor impuse și vor simți sprijinul celor dragi. Atunci vor putea realiza multe, pentru că în calitatea lor originală, oamenii născuți sub acest semn nu se tem de schimbări, pericole și provocări ale sorții. O altă calitate importantă a acestora este capacitatea de a lucra cu orice informație și de a o primi rapid din diferite surse. Această calitate îi face pe cei mai buni reprezentanți ai semnului Navei să fie abili în afaceri, pricepuți și talentați. Omul Navă este un explorator, o persoană spirituală care se grăbește în depărtare, în plină navigare, către ținuturi necunoscute, în căutarea destinului său spiritual. În această persoană, spiritul descoperirilor și al rătăcirilor îndepărtate este puternic. Este un romantic și un călător, nu stă într-un loc, are poftă de mișcare, este pregătit pentru orice aventură. Adevărat, acest lucru poate duce la faptul că o persoană nu are unde să stea sau nu are un loc de reședință permanent. Dar omul Navă este perfect orientat în timp și spațiu, și pe teren și în viață găsește întotdeauna direcția corectă. Sub acest semn se nasc piloții, marinarii și ecologiștii. Aceștia sunt oameni înțelepți și diplomați. Obiectivul Navei este să fie un făcător de pace, să aducă echilibrul lumii, să mențină echilibrul în toate și să lupte pentru mijlocul de aur. Aceștia ne deschid țărmuri noi. Fiecare dintre ei se simte ca un Cristofor Columb în interior, care este atras irezistibil în necunoscut. Și chiar dacă toate colțurile lumii sunt deschise, Navele vor naviga pe întinderile conștiinței, îndreptându-se spre spațiu. Ei sunt cei care stau la originile viitorului. Curiozitatea și pofta lor de viață nu au limite. Zodiacul superior al Navei combină proprietățile gemenilor, super comunicativi, și ale racului închis, dar foarte curios. Prin urmare, pe lângă ape noi, după gemeni, o persoană va prefera în continuare cele mai calde și confortabile Nave după semnul Rac. Viața lui va trece cel mai probabil în călătorii, fie în lumea materiei, fie în lumea spiritului. Soarta oamenilor născuți sub semnul Navei este variată, plină de impresii și aventuri de neuitat.
Sarcina lor este să se îndrepte cu încredere către visul lor, în ciuda fricilor și obstacolelor, să învețe să trăiască în mișcare constantă, să se schimbe, să arate altora calea cea bună. Mobilitatea intelectuală a gemenilor aerieni este combinată cu marea imaginație și senzualitate a zodiei de apă rac. Un rol important pentru ei îl joacă comunicarea, romantismul și relațiile apropiate. Și uneori, cea mai mare parte a vieții este dedicată găsirii iubirii perfecte. Nava este un simbol al sorții, necesitând un capitan priceput și misiunea navei este de a căuta repere, de a depăși dificultățile și de a lupta pentru visul său. Uneori, depășirea propriilor temeri te împiedică să mergi mai departe. Semnul zodiacului superior, Nava sau corabia Argo, corespunde constelației cu același nume din emisfera sudică, care este cunoscută încă din antichitate. Într-un alt fel, această constelație este numită Rătăcitorul. Pământul și sistemul nostru solar sunt doar o barcă în univers și toată viața umană este o călătorie. O astfel de călătorie este povestită de Argo. Acum, această constelație este împărțită în patru: Corma, Sails, Keel și Compass, iar mai devreme a existat o mare constelație a pilotului sau a navei. Acest lucru s-a întâmplat într-un moment în care navigatorii făceau toate descoperirile, nu mai erau pete albe pe hartă. Dar, în inconștientul colectiv al umanității, imaginea integrală a navei încă mai trăiește și spiritul de descoperire asociat cu ea, romantismul călătoriei către tărâmuri neexplorate. Imaginea navei este larg reprezentată în mitologia diferitelor popoare. Și aproape peste tot este fie o navă care luptă pentru un scop îndepărtat, și anume Argo, fie o navă salvatoare pentru alții, și anume Arca lui Noe. Steaua principală din constelația navei este Canopus, cea mai strălucitoare stea din emisfera sudică. Este asociată cu spiritul de rătăcire, anxietate, dorința necruțătoare de a merge înainte. În cel mai bun caz, sub acest semn și sub influența acestei stele, se nasc călători adevărați care, fără teamă, pleacă într-o călătorie lungă și fac descoperiri importante, își stabilesc obiective adevărate și le ating. În cel mai rău caz, această persoană poate aduce complexul fiului risipitor, care nu-și găsește adăpost nicăieri, o tendință de vagabondaj, schimbare de reședință și rătăcire eterne. Poate da și un scop fals, o înșelăciune care duce departe de direcția corectă a căii. Nava Argo este simbolul unei misiuni, depășind o mulțime de pericole, iluzii și temeri, luptă cu propriile creaturi și chimere și înfrângând iluziile. Acesta este un adevărat sentiment al unui scop invizibil și îndepărtat. În cel mai bun caz, nava lui poate fi o salvare pentru alți oameni, cum ar fi Arca lui Noe. Aceasta este nava care ajută la salvarea celor care sunt curățați de murdărie, de rău, care sunt curățați cu Duhul și gata să părăsească totul pentru a-și atinge scopul. În cel mai rău caz, o persoană cu acest semn poate crea o navă fantomă, poate face pe alții să creadă în iluziile lor, poate încerca să aducă înapoi fantoma trecutului. În cel mai bun caz, astfel de oameni stabilesc contactul cu toate forțele naturii, le îmblânzesc animalele și păsările. O persoană în horoscopul căreia se manifestă semnul navei este înscrisă în întreg ciclul al sufletelor vii. Ei sunt cei cărora le pasă cel mai mult de mediu. O astfel de persoană poate găsi de asemenea cheile oricărei informații, poate intra în contact cu forțele naturii, poate înțelege limbajul animalelor. Dar mai întâi,
ei înșiși trebuie să se purifice prin cucerirea tuturor fricilor și renunțând la scopuri iluzorii. Reprezentanții acestui semn se mișcă în mod constant, schimbând apartamente, case, orașe și chiar țări. Aceștia sunt romantici și călători care se simt acasă peste tot.